Ce știți despre programul Prima Casă? Credeți că se vor mai suplimenta fondurile? Da, se vor suplimenta. În momentul de față s-au terminat fondurile vechi, care erau evaluate la 69.000 de euro. Plafonul următor va fi la 80.000 de euro, dar va mai dura un pic până se va pune în vigoare. Am înțeles. Care sunt băncile care mai oferă credite în euro pentru prima casă? În euro, după câte știu eu, BCR și BRD. Mai sunt și alte bănci care acordă, dar numai în RON. Czech Bank, Libra Bank, Alpha Bank și mai sunt și altele. Câte apartamente mai aveți în ansamblul Med Residence disponibile? Disponibile în momentul de față mai avem o proporție de 45% din totalul de 101 apartamente. Deci mai exact 45 de apartamente. Spuneți-mi câteva lucruri care scot în evidență ansamblul. Deci ansamblul Med Residence este situat pe calea Vitan numărul 58, chiar vis-a-vis de Mall Vitan. Este constituit din două subsoluri, parter, 11 etaje și 12 retras, care totalizează 101 apartamente, două etaje la subsol pentru parter și spații comerciale. Cum vindeți mai mult? Prin plată cash sau prin credite bancare? În momentul de față am vândut mai mult cash, cu credit bancare mai puțin. În acest an câte ați vândut? Câte apartamente? Deci în acest an, de la începutul ianuarie și până în momentul de față, am vândut în jur de 31 de apartamente, 32. Care sunt obiectivele pe termen scurt și pe termen lung pentru dumneavoastră? Obiectivele pe termen scurt și pe termen lung, la ce vă referiți? Adică ce plănuiți să mai faceți? Plănuiți să mai construiți ceva? Plănuiți să extindeți? Exact. Deci încercăm să finalizăm ce am început și după ce terminăm, începem alt imobil. Construcția unui alt imobil. În ce zonă? În momentul de față nu știm. Să vedem unde vom găsi un teren adecvat pentru ceea ce vrem noi. Am înțeles. Mulțumesc foarte frumos. Nu aveți pentru ce?